Sfatul meu este să închideți telefoanele, să le lăsați într-o parte și gândurile noastre să le îndreptăm către cer, către Tatăl Ceresc, iar prezența noastră în casa sa să aducă speranță și întărire spirituală pentru încercările care ne așteaptă în cursul săptămânii. Fiți toți mai mult decât bineveniți în această dimineață în casa lui Dumnezeu. În continuare, vom asculta comentariul pentru zecimi și daruri, cred că este video care îl așteptăm să-l pună băieții de la tehnic, după care rog ca surorile diaconese să treacă printre rânduri pentru a strânge colecta pentru daruri și zecimi. Unii spun că nu dau zecime pentru că fondurile bisericii nu sunt folosite în mod transparent. Ce ar trebui să facem atunci când nu suntem de acord cu felul în care acționează conducerea? Această întrebare a preocupat-o și pe Ellen White. Unii au fost nemulțumiți și au spus: eu nu voi mai plăti zecimea pentru că nu am încredere în modul în care sunt administrate lucrurile de către conducerea bisericii. Dar oare îl veți jefui pe Dumnezeu pe motivul că voi credeți că administrarea lucrării nu este corectă? Exprimați-vă nemulțumirea deschis și clar, într-un spirit corect, adresând-o persoanelor potrivite. Trimiteți-vă cererile cu privire la lucrurile care trebuie corectate și puse în ordine. Acest citat surprinde trei puncte cheie. 1. Când alegem să fim necredincioși pentru că, în percepția noastră, liderii bisericii nu gestionează în mod corespunzător resursele, îl jefuim pe Dumnezeu. 2. Urmând Matei 18, ni se recomandă să prezentăm întrebările noastre celor din conducerea bisericii. 3. Trebuie să ne prezentăm preocupările într-un spirit creștin adecvat. Suntem invitați să acționăm ca cineva care vrea să ajute, nu să distrugă. Dar nu vă sustrageți de la lucrarea lui Dumnezeu, dovedindu-vă necredincioși pentru că alții nu lucrează corect. El are de făcut o lucrare pe acest pământ și te invită să îi te alături. Poate că ți-ai pierdut încrederea în modul în care sunt administrate finanțele. Cere chiar acum înțelepciune de la Dumnezeu pentru a acționa conform îndrumării profetului. Să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Cerurile, îți mulțumim pentru ce ne-ai dat și ajută-ne tot timpul să dăm, Doamne, cu inima largă și să încredințăm totul în mâna Ta. Știm că Tu ești în conducerea Bisericii Adventiste Mondiale, Doamne,
și știm că tot ce e binecuvântat va fi binecuvântat în veci. Îți mulțumim, Tată. Amin. Iubiți frați, avem astăzi câteva anunțuri de făcut, doar câteva. Din partea departamentului de literatură, mai exact, sora Jenia are câteva propuneri foarte pozitive pentru biserica noastră. O invit ca ea să ne prezinte acest anunț, să ne spună despre ce este vorba. Poftim, Jenia. Mulțumesc, frate Vitale, pacea Domnului tuturor. Am mai multe puncte și încep cu primul. După cum am anunțat și pe site-ul de Viber al bisericii, pe grupul de Viber, am inițiat, din dorința de a renoi biblioteca bisericii, am inițiat proiectul pe care l-am intitulat Dar de carte și de parte. Și prin acest proiect fac apel la dumneavoastră să donați cărți. Poate revizuiți biblioteca personală sau cumpărați cărți noi și le donați bibliotecii, astfel încât să dăm șansa cât mai multor doritori să citească ceva nou, deoarece avem în vedere că biblioteca nu a mai fost renoită de foarte mult timp. Avem în vedere și la comitet alocarea de fonduri pentru achiziționare de titluri noi, dar până atunci, până la definitivarea alocării, am zis să începem cu acest proiect de donare de cărți. La bibliotecă acolo am pus o cutie de plastic pe care am etichetat-o cu numele proiectului, în care fiecare din noi putem pune în acea cutie ce carte dorim să donăm. Mulțumesc! Al doilea lucru. Pentru o bună desfășurare, o mai bună organizare și desfășurare a activității departamentului nostru și implicit a bibliotecii, am pus pe Viber un chestionar pe care aș ruga frumos să-l completați. Din păcate, în decurs de o săptămână de când l-am postat, doar 5 persoane l-au completat. De aceea am rugămintea la dumneavoastră să alocați din timpul dumneavoastră cel puțin 5 minute pentru a completa acest chestionar. Un al treilea punct și o a treia rugăminte este, deoarece dorim să facem un inventar al cărților bibliotecii, să vedem situația, stocul fizic de cărți, deoarece unul este stocul care apare pe hârtie și altul cel fizic, vă rugăm ca să returnați cei care ați împrumutat cărți de la bibliotecă anul trecut sau de mai mult timp, să le returnați și astfel încât să putem face inventarul mult mai ușor. Mulțumesc. Și un al patrulea punct, am inițiat proiectul Cititorul Lunii în cadrul bibliotecii noastre și aș vrea să evidențiez pentru luna ianuarie cel mai fidel cititor al nostru, și anume pe sora Irina Focșa, pentru care am un mic dar. Și mulțumesc, și ăsta ne poate fi exemplu în a frecventa biblioteca și a se îmbogăți cu ceea ce lecturează. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Jenny, pentru anunțuri. Da. Mulțumim, sora Jenny. Dacă e vorba de premii, dacă e vorba de un premiu, eu nu vreau să-l pierd pe cel din februarie, așa că mă pun pe citit. Începe să citiți. Fraților, doar două anunțuri în plus. Am de făcut din partea Bisericii Universității noastre din Loma Linda, am primit o cerere pentru o scrisoare de recomandare. E vorba de Biserica Berrien Spring Pioneer Memorial Church din Statele Unite, e vorba de Universitatea noastră Loma Linda. Ei, dumnealor, ne cer scrisoare de recomandare pentru sora Simona Olariu. Simona Olariu a fost membra noastră. Potrivit uzanțelor bisericii, lăsăm o săptămână
pentru eventuale comentarii, iar sabatul viitor se va lua votul pentru ca sora noastră să primească scrisoare de recomandare și să fie transferată în Biserica din Statele Unite. Un alt anunț important, avem definitivate în sfârșit listele cu diaconi și diaconese care să slujească bisericii noastre pentru mandatul acesta. Și rog frații de la tehnic să poată pune lista, o avem deja pe ecran. Avem lista cu diaconi, voi da citire propunerea pe care o face Comitetul Bisericii pentru diaconii care să slujească anul acesta bisericii. E vorba de Petru Sârbu, Andrei Baltagă, Mircea Man, Viorel Șeremet, Viorel Simihur, Ion Purice, Mihai Barbă Scumpă, Alin Chihalău, Bogdan Stan și Ion Florea. Sunt propuși ca să slujească ca diaconi. Ion Florea este conducător de comunitate, dar Comitetul Bisericii l-a propus nu neapărat ca să slujească ca diacon, ci ca să ne ajute la serviciul de Sfânta Cină. Și de aceea a fost inclus aici pentru această slujbă pe care noi o dorim din partea lui. În ceea ce privește diaconesele, dau în continuare citire listei diaconeselor. Ajutoare de diaconese este Svetlana Gudima, diaconese Maria Donov, Tatiana Baltagă, Irina Barbăscumpă, Elena Bolozan, Anca Cioloca, Natalia Rotaru, Viorica Prida, Eugenia Crețu, Melania Moisa, Lucica Sârbu, Olivia Penică, Ramona Chihalău, Adelina Mulaj, Ariana Stan și Casiana Stan. Scuze, Evelina Sârbu. Eu nu o am aici, este pe ecran? Da. E ok, trebuie să fie în listă, da, perfect. Scuze. Deci este și Evelina Sârbu. Sabatul viitor se va citi lista, da, Irina? Care din Irina Barbăscumpă? Soția lui Ion sau soția lui Mihai? Cu care ai vorbit la telefon? Soție, cred că e vorba de tine, da? Nu? E vorba de soția lui Mihai, scuze. Irina Barbăscumpă, soția lui Mihai. Barbăscumpă, da? Scuze, da? Sabatul viitor vom lua votul bisericii pentru diacon și diaconese. Lăsăm o săptămână la dispoziție. Dacă cineva are vreun comentariu de făcut, vă rog să se adreseze fratelui pastor sau unuia dintre prezbiteri. Dacă cineva are vreun comentariu cu privire la numele care au fost menționate. De asemenea, sabatul viitor vom avea o ceremonie de binecuvântare. Diaconii și diaconesele care au fost propuse și care nu au binecuvântarea, o vor primi sabatul viitor. Spre exemplu, fratele Ion Purici, care este aici, dumnealui are deja binecuvântarea de diacon, dumnealui nu va participa la această ceremonie. Toți cei care sunt noi prima oară și n-au primit această binecuvântare, o vor primi sabatul viitor. Iubiți frați, eu mă opresc aici cu anunțurile, invit pe sora Irina Barbăscumpă să fie pregătită, chiar dacă nu va lucra ca diaconeasă, dar are o slujbă în biserică, va cânta spre slava lui Dumnezeu, așa că o invit în față ca să ne cânte înainte de a avea cuvântul pentru predică, care va fi astăzi prezentat de fratele nostru John Prida. E noapte, tu încă
stai și plângi afară. Departe pășești grăbit cu sufletul pustit. Nu te oprești, tu nu vrei să știi. De ce alergi așa grăbit, când tot ce faci ai un sfârșit? De ce nu te gândești la viața ta? De ce nu vrei să te oprești și o viață nouă să trăiești? Tu încă rătăcești singur pe drum. Și vrei să strângi fără încetare degeaba, că totul este goare după vânt. Vei regreta timpul pierdut. De ce nu vrei să înțelegi că totul trece și tu treci? Ce face mereva în urma ta? Amin. Vă salut și eu în această dimineață, cu pacea Domnului. Fără ca să ascundem acest lucru, suntem destul de trecuți peste timp și dacă înțeleg că sunt unii oameni care au nevoie să plece la unul, nu mă voi supăra, aveți oaspeți, dar când clădești un perete, trebuie să pui cărămidă pe cărămidă până când oamenii pot să-și dea seama despre ce vorbești. Așa că eu voi încerca să prezint ideea de astăzi într-un mod cât mai succint, dar în același timp s-ar putea să trecem un pic peste timp. Dacă ești un teenager sau un adolescent care are de făcut alegeri, mesajul din dimineața aceasta ar putea fi pentru tine. Dacă ești un tânăr care ai de ales calea, felul de a trăi viața, mesajul din această dimineață ar putea fi pentru tine. Și nu în ultimul rând, dacă ești un creștin care încă își mai pune problema predării zi de zi, încă își mai pune problema de a alege un fel frumos de a trăi, mesajul din această dimineață ar putea fi pentru tine. Vom încerca să răspundem întrebării pe care mulți tineri o au în mintea lor. Și poate și unii adulți. Întrebarea este: de ce să-mi dau viața azi lui Dumnezeu și nu peste vreo câțiva ani? Mai târziu. Sunt mulți oameni care știu despre Dumnezeu, sunt convinși că El există, dar au acest fel de gândire că am doar o viață. Vreau să mă distrez acum. Vreau să trăiesc fiecare clipă. Iar mai târziu mă voi preda. A făcut-o tata, a făcut-o mama, a făcut-o bunelul și bunica, tălharul de pe cruce, a fost iertat, voi fi și eu iertat. În această dimineață vom urmări viața unui singur om și vom vedea dacă sunt lecții pe care le putem învăța astăzi. Povestea acestui om începe ca povestea oricărui om cu părinții lui, mama și tata lui. Biblia spune că era un om în Țora din familia daniților. Se chema acest om
Manoa, soția sa era stearpă și nu năștea. Ce situație minunată! Ce situație perfectă! Când te afli într-o situație în care omul a încercat tot, dar există o problemă care nu poate fi rezolvată. Abia atunci Dumnezeu poate interveni în mod maestuos. Citesc în Judecători, capitolul 13, versetul 3. În această situație, dintre acești doi soți, Dumnezeu intervine. Îngerul Domnului a arătat femeii și i-a zis, iată, tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Știm cu toții despre cine merge vorba. Samson a fost un om, un copil minune. Câți dintre noi care stăm aici așezați știm exact că am fost născuți pentru un anumit scop? Samson avea acest avantaj. El știa exact pentru ce a fost născut. Noi, majoritatea dintre noi care suntem în această sală, bâșbâim, încercăm să aflăm cumva într-un mod orbește care ne sunt talanții, ce profesie să avem, unde să locuim. Dar Samson nu a avut aceste probleme. Avea un privilegiu minunat. Când ne uităm la istoria lui, aflăm că Dumnezeu l-a binecuvântat. Chemarea lui era să elibereze poporul de inamic, de niște forțe care îi apasau. Iar în capitolul 13 cu versetul 24, în Judecători 13 cu 24, citim, femeia a născut un fiu și a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Cu ce calități credeți voi că l-a binecuvântat Domnul pe Samson? Carisma, un duh de conducător, unul pe care îl urmează oamenii, desigur, și putere fizică. De fapt, mama lui l-a numit cu un nume care transmite o idee fenomenală despre Samson. Samson înseamnă soare sau copilul soare. Un copil care era zglobiu, un om care atragea alți oameni, un lider. Însă istoria biblică sare peste anii lui de copilărie și ne tranziționează exact la momentul când el este tânăr. Momentul când noi luăm decizii care pot avea consecințe de durată. Haideți să vedem ce ne descoperă istoria biblică. Îl vedem pe Samson ca omul cu mulți prieteni. În Judecători 14 cu 1 scrie că Samson s-a coborât la Timna. Timna era un oraș filistean. Acolo nu te cobori așa doar să te uiți. Avea el oamenii lui, avea el planurile lui acolo. Se înconjura cu un anumit tip de oameni. Vedem că nu doar că avea prieteni în orașe străine, dar în capitolul 14 cu 10 citim că în momentul în care a văzut o fată acolo care a vrut să se căsătorească cu ea, tatăl lui s-a coborât și el cu el la Timna. Acolo, Samson, Biblia spune că a făcut un ospăț. De ce a făcut el acest ospăț? Biblia spune că Judecători 14 cu 10 a făcut un ospăț pentru că așa făceau tinerii. Samson știa foarte bine cum să te camuflezi, cum să scazi sub radar, cum să intri într-un grup. Știa foarte bine care erau obiceiurile de la filisteni. Și scriitorul Bibliei nu scrie acest mod într-un fel nechipzuit. Vrea să înțelegem că acest om se înconjura cu prieteni, știa cum să intre în grup, dar avea o problemă.
Samson vroia să fie ca ceilalți tineri. Vedem că a ales să se înconjoare cu tineri normali, cu tineri filisteni. Nu a vrut să aibă prieteni credincioși. Nu s-a asociat cu astfel de oameni. Și haideți să vedem. Cum arată această normalitate pe care Samson a vrut să o aibă? În versetul 14, capitolul 14, la acea nuntă, Samson le spune o ghicitoare. Această ghicitoare îi pune pe jar pe toți oamenii care sunt la nuntă, pentru că dacă nu răspundeau, trebuia să dea o sumă imensă financiară de bani lui Samson. Această normalitate pe care Samson și-o dorea, din care el dorea să facă parte, este una sinistră. Citim că soția lui a plâns lângă el tot timpul celor 7 zile cât a ținut ospățul și în ziua 7-a Samson i-a dezlegat-o, căci ea îl necăjea. Vedem că ea îl trădează chiar când nunta încă nu are sfârșit. Samson este absolut furios, pleacă, iar în loc ca ea să fie dată lui, citim în 14 cu 19 că el s-a prins de mânie, s-a suit la casa tatălui său, iar în versetul 20, nevastă sa a fost dată unuia din tovarășii lui. Și în caz că noi n-am observat bine, ca să înțelegem cum sunt relațiile astea de prietenie pe care Samson și le dorea, acolo scrie că un tovarăș cu care era prieten Samson, nu un oarecare om, ci un prieten. Această normalitate din care Samson dorea să facă parte, deja îl taie pe la spate. Dacă mergem mai departe, vedem că peste câțiva timp se întoarce înapoi, Samson dorește să-și vadă nevasta din nou, dar tatăl nevestii nu-i dă voie. Într-un act de mânie, Samson aprinde cozile la niște vulpi și le dă drumul prin holdele pline de grâu ale filistenilor. 15, capitolul 15, cu versetul 1, spune că era pe vremea seceratului grâului. Iar în versetul 5 spune că a aprins făcliile, a dat drumul vulpilor și a aprins astfel atât snopii, cât și grâul care era în picioare. Iarna aceea, filistenii n-au avut ce mânca, dar ca răzbunare, ei sunt gata să-și omoare proprii concetățeni. În versetul 6 citim că filistenii au zis cine a făcut lucrul acesta. Li s-a răspuns Samson, ginerele timneanului, pentru că acesta i-a luat nevasta și a dat-o tovarășului lui. Ce au făcut filistenii? Filistenii au luat, s-au suit și au ars-o pe ea și pe tatăl ei. I-a dat foc. Realitatea din care Samson dorea să facă parte era foarte sinistră. Oamenii, vecinii, se omorau unii pe alții. Răzbunările nu erau ca în Israel, dinte pentru dinte, dar erau duble. Și un lucru și mai trist este că în timpul nunței, nevasta și tatăl au fost șantajați că dacă nu dezlegați ghicitoarea, vă vom arde. Au scăpat, dar eventual iarăși au fost arși. Normalitatea din care Samson dorea să facă parte era foarte dură. Vedem mai departe că Samson merge într-o tranziție în care își caută o altă persoană pe care să o iubească. A fost dezamăgit de prietenii din afară. Și noi de multe ori vrem prieteni care nu au nimic de a face cu Dumnezeu. Prieteni care să ne lese să ne distrăm. Dar problema este că în momentul în care suntem cu ei, dacă ne pierdem gustul, în loc de a fi sare
Dacă n-aveam gust de sărat, exact cum era Samson, vom fi duși cu valul. Nu spun că nu trebuie să avem prieteni care nu sunt creștini, dar trebuie să avem sare. Trebuie să ne amestecăm cu ei, fără de a ne pierde identitatea. Mulți spun că lasă că cei din afara bisericii sunt mai buni decât cei din biserică. Și or fi și excepții, sigur. Dar regula este că excepțiile sunt rare. Suntem chemați să ne înconjurăm cu prieteni care te vor încuraja, te vor întări pentru lucruri bune. Persoana care știe visele tale, dezamăgirile tale și cu care tu te deschizi, vrei sau nu vrei, te va influența. Și această influență nu îi poți rezista. Noi credem că putem să rezistăm influenței, dar nu putem. Prietenii apropiați ne influențează. Atunci, creierul nostru lucrează un pic mai devreme. Doar acolo avem șansa să alegem. Și acolo alegem cu cine ne vom asocia într-un mod atât de apropiat încât să ne influențeze. Da, avem mulți prieteni, dar tu alegi persoana cu care dorești sau persoanele care îți vor fi cei mai apropiați. Samson și-a ales prieteni, dar prietenii nu au fost cei mai buni. Cine alegi tu ca să-ți fie prieten? Samson știa chemarea vieții lui. Dumnezeu avea un plan pentru el, dar mereu fugea de acest plan. Și la fel gândea și cu privire la love life, la viața lui de dragoste. Vroia să fie normală. Vroia să fie ca și ceilalți tineri. Vedem că în istoria biblică a avut două soții. Prima, care l-a trădat, a doua, un pic mai specială. Cu toții știm numele, Dalila. Vreau să vă spun că în capitolul 16, cu versetul 4, sunt la judecători, scrie că după aceea a iubit o femeie. Pe prima soție, Biblia spune că a văzut-o, dar pe a doua chiar a iubit-o. Un lucru care sugerează că el chiar a avut un atașament puternic față de această persoană. Dar câți dintre noi nu credem că Dalila era o persoană decăzută, o persoană cu vicii, o persoană care nu avea prea multe calități nobile? Aceasta este ideea predominantă între noi. Vă sugerez în această dimineață un alt profil al Dalilei. Observați că cu prima soție, filistenii au spus: fie ne dezlegi ghicitoarea, fie te ardem pe tine și pe casa tatălui tău. Cu a doua soție, deschideți la capitolul 16 cu versetul 5. Domnitorii filistenilor s-au suit la Dalila și i-au zis: înduplecă-l, află de unde îi vine puterea lui cea mare. Domnitorii filistenilor n-au trimis niște slujitori ca să-i trimită acest mesaj. S-au înfățișat ei înșiși acestei persoane. Domnitorii filistenilor nu au dat un șantaj, ba din contră, au oferit un premiu. A spus că îți vom da fiecare câte 1000 de sicli de argint. În alte cuvinte, eu cred că Dalila nu era o persoană de nimic. Eu cred că Dalila era o persoană de calibru. O femeie poate din Consiliul Național, poate plină de aspirații nobile. Poate era o persoană care era carismatică, vedea la oamenii săraci, câștigătoare premiului Nobel pentru descoperirea tratamentului de cancer. Ideea este că Samson a fost învățat de mama lui, de tata lui, să-și caute o fată care are și calități interne. Și cu prima dat greș, dar cu a doua s-a gândit: hai să nu facă cu prima. Dalila bifa fiecare căsuță din lista lui Samson, cu excepția unei singure căsuțe care nu o bifa. Care era aceea?
Dalila nu iubea pe Dumnezeu. Vreau să vă prezint ideea că Dumnezeu ne dă niște criterii. Dar Satana se respectă pe sine prea mult ca să ne dea ispite care nu sunt puternice. Satana se respectă prea mult ca să ne ispitească cu ispite care nu sunt atrăgătoare. Atât de mulți dintre noi credem că David nu avea deloc probleme cu a fi smerit. Și atunci când cântau femeile și îl lăudau în cântări, lui a fost foarte ușor să fie smerit. Atât de mulți dintre noi credem că Iosif n-a avut niciodată o vulnerabilitate și când l-a ispitit soția lui Potifar, i-a fost ușor de tot. Atât de mulți dintre noi credem că Daniel era un om iubitor de animale sălbatice, căruia ideea de a petrece o noapte cu niște lei nu era prea strașnică. Dar Satana atacă doar în locurile slabe. Te-a studiat de când te-ai născut. Știe punctul tău slab și îl va exploata la maxim. Fiecare dintre noi ne știm punctul slab și fiecare dintre noi vom fi atacați în punctul slab. Iar când vom fi atacați, când vom avea și noi un moment Dalila, să fiți siguri că nu va fi o ispită mică. Să fiți siguri că va fi cel mai atrăgător prospect situație posibilă. Nu va fi necesar în forma unei persoane, cum era Dalila, dar ar putea să fie în forma unei situații. Accepți promoția aceasta, vei fi director de companie, dar nu vei avea timp cu copiii seara. Accepți jobul, vei avea de muncă, dar nu vei avea sabatele libere. Accepți să nu declari aici ceva, acolo ceva și nu mai plătești atâtea taxe, dar nu asculți de cuvântul care spune să dai cezarului ce este al cezarului. Și de fiecare dată, în fiecare moment, Dalila, ceea ce ai putea câștiga în urma compromisului va fi foarte atrăgător pentru tine. Dalila bifa toate căsuțele din lista lui Samson, însă una nu o bifa, iubirea de Dumnezeu. Cea mai importantă calitate care trebuie să fie în persoana cu care cineva caută să se unească. Lucrul trist, normalitatea pe care Samson o căuta, să fie ca și ceilalți, să fie și el normal, vroia să aibă love life ca toți ceilalți, este că trădarea Dalilei a avut loc în momentul în care el nu era supărat pe ea, nu erau separați, nu trăiau în case diferite, nu era un proces de divorț, ci mai degrabă, Biblia spune că în versetul 16, capitolul 16 cu 19, citim, ea l-a adormit pe genunchii ei. Atunci l-a trădat. Astfel, o astfel de viață își dorea Samson, o astfel de dragoste. Ea l-a adormit pe genunchii ei. Samson a dorit să fie ca ceilalți tineri, dar această normalitate s-a dovedit a fi foarte amară. Necătând la toate alegerile lui Samson, zilnic de a se depărta de Dumnezeu, vreau să subliniez patru momente cheie când Dumnezeu își dovedește dragostea lui față de el. Pentru că de fiecare dată când citim Scriptura, trebuie să căutăm cum se descoperă dragostea lui Dumnezeu aici. Primul moment. Cu toate că a luat o soție străină, Domnul îi dă putere și omoară un leu care îl atacă pe drum în timp ce se ducea la ea. Vreau să fiți siguri și să înțelegi un lucru. În Biblie, Samson avea putere doar când Duhul lui Dumnezeu venea peste el. A doilea moment. Samson nesocotește legea Nazireului. Legea de Nazireu spunea că n-avea voie să atingă corpuri moarte. E bine, Samson a fost înconjurat de filisteni și scriitorul Bibliei este foarte atent și scrie acolo că a luat o falcă de măgar. Dar nu se oprește acolo, ci spune că falca aceasta era neuscată. În alte cuvinte, carnea moartă era pe ea, Samson s-a atins de un lucru mort, a nesocotit legea de Nazireu, dar totuși, în mila sa, Domnul îi dă putere și omoară mii de filisteni atunci. Momentul 3.
După ce se luptă cu această falcă de carne moartă, de măgar mort, Samson strigă la Dumnezeu de sete. Lucru care indică că chiar s-a luptat și avea nevoie de apă. Dumnezeu nu-l părăsește, ci mai degrabă îi dă și despică stânca, crăpătura stâncii și a băut apă. Aceasta o găsim în 15:18, fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis: Tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire și acum să mori de sete și să cadă în mâinile celor netăiați împrejur? Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii și a ieșit apă din ea. Îmi mai spuneți mie că Samson nu l-a cunoscut pe Dumnezeu? Nu a avut experiențe cu el? Momentul 4, când Dumnezeu își descoperă dragostea față de Samson, este că după ce petrece o noapte cu o străină, Domn și îl înconjoară iarăși filistenii, Domnul nu îl lasă să fie omorât, ci dă putere să smulgă porțile cetății și să le ducă pe vârful unui munte, ca să scape. Și al cincilea moment este sfârșitul vieții lui, când Dumnezeu îl iartă, îi dă putere ca un ultim act de îndeplinire a acelui scop pentru care fusese născut să aibă loc. Întrebarea de la început era: de ce să mă predau azi lui Dumnezeu și de ce să nu mă predau mai târziu? Vreau să ne uităm la viața lui Samson. Cum arată sfârșitul vieții unui om care știe că Dumnezeu are un plan pentru el, care știe că Dumnezeu îl cheamă și totuși alege mai încolo, mai târziu? Deschideți cu mine în Judecători 16:25. Are loc un festival. Lui Samson i-au fost scoși ochii. Samson nu mai are putere. Judecători 16:25 scrie: În bucuria inimii lor, filistenii, au zis: Chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat pentru ei. Sfârșitul unui om care nu-și dorește să trăiască o viață cu Dumnezeu poate fi plin de umilință. Uitați-vă la versetul 24. Când l-a văzut poporul filistean, au lăudat pe Dumnezeul lor, zicând: Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru. Sfârșitul unui om care amână să-L urmeze pe Dumnezeu e că influențează pe alții să creadă greșit. Pune grește în numele lui Dumnezeu. Dar mai este încă un moment. Și Scriitorul Bibliei vrea ca noi să ne folosim un pic imaginația. Gândiți-vă la mama, tata lui Samson, în altă țară, doar primind rapoarte, doar primind noutăți. Fiul lor cu ochii scoși, fiul lor părăsit de Dumnezeu, fiul lor pus în temniță, copilul soare care și-a pierdut planul pentru viața lui. A treilea punct este că o persoană care nu-L alege pe Dumnezeu din momentul tinereții cauzează multă amărăciune celor sau părinților care îl iubesc. Dumnezeu a avut un plan mare pentru Samson, dar Samson a ales să amâne această predare a vieții. Nu acum, se poate mai târziu. Acum mă distrez, am doar o viață, vreau să fiu ca ceilalți tineri. Dar această normalitate s-a dovedit a fi foarte sinistră și foarte amară. Cât a fost la închisoare, citim noi despre Dalila, că a venit să-l viziteze. Aflăm noi de prietenii lui care au încercat să-l scoată de acolo. Dalila avea foarte mulți bani, nici vorbă de ea. Prietenii nici nu s-au găsit. Iar când a murit, a venit Dalila, a venit prietenii să ia trupul. Știți cine a venit? Judecători 16:31 spune: frații lui. Mulți tineri spun: părinții mei nu-mi vor binele, doar îmi spun de lucruri de rău.
prietenii mei, ei sunt pentru mine. Frații lui și toată casa tatălui său s-au coborât și l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat între Țorea și Eștaol. Unde l-au îngropat? Textul spune că l-au îngropat în mormântul tatălui său. Tatăl său probabil că era mort. Tatăl său probabil că s-a dus în mormânt cu gândul că fiul lui e pierdut. Mă întreb dacă nu a fi fost noutatea că fiul lui s-a scos ochii momentul care l-a zdrobit pe taică său. Dar fraza cea mai repetată, fraza cea mai des scrisă în cartea Patriarhi și Profeți, scrisă de o scriitoare americană, Ellen White, atunci când vorbește despre viața lui Samson, știți care este? Fraza cea mai repetată care ea o folosește este în engleză, "But what could have been?" Însă ce ar fi putut fi? Dumnezeu a avut un plan măreț și El are un plan și pentru tine. A venit pe pământ ca oile sale să aibă viață. Și versetul spune că să aibă nu o viață aridă, nu o viață cu deficiențe, nu o viață cu privări fără sens, ci o viață din belșug. Pace, bucurie, plăcere. Cuvântul inspirat spune că El ne duce la pășuni verzi, nu la pășuni aride, nu la pășuni uscate. Versetul spune că El ne duce la ape de care? De odihnă, nu la ape amare, nu la ape tulburi, nu la ape unde bei și te răpește lupul. Din nou, Scriptura spune că El ne umple paharul. Cum îl umple? Pe jumătate? Trei pătrimi? Plin de dă peste El. O viață cu Dumnezeu din tinerețe înseamnă atingerea scopului pentru care El te-a creat. Atingerea scopului pentru care El l-a avut în minte când tu ai fost creat în pântecile mamei tale. Atingerea scopului vieții pe care îl are El pentru tine, pentru această scurtă viață pe care o ai pe acest pământ. A-ți preda viața acum și nu înainte de moarte înseamnă bucurie, pace și împlinire fizică, dar și sufletească. Ce eviți? Eviți să fii normal. Eviți acea normalitate pe care a avut-o Samson de amărăciune și o viață sinistră. O viață în care părinții și cei care te iubesc mereu suferă din cauza ta. Da, la sigur, dacă te predai la Dumnezeu chiar și în ultimul moment, cum a făcut tâlharul de pe cruce, vei fi salvat. Neprihănirea prin credință îți va fi atribuită, nu? Dar cei cărora cu adevărat le pasă de tine, câtă amărăciune, câtă suferință vor experimenta ei, e de nedescris. Părinții lui Samson vor avea o mare bucurie în cer, dar au avut o mare tragedie pe pământ. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare, tânăr, adolescent, poate chiar și unii adulți, încă n-au luat decizia aceasta, să-L alegem acum, azi, zilnic, în momentele mici, când luăm decizii minuscule, și promisiunea Lui e că ne va da o viață din belșug. Amen.